Sufletele curate ca ale copiilor, nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Deci Mântuitorul spune, lăsați copiii să vină la mine. Vedeți, asta e averea unui neam, asta e legătura dintre generații și copiii aceștia nu vor uita niciodată, au mai fost și la alte biserici înainte de a veni la noi, am cunoscut așa, grupul acesta de copii, am cunoscut preocupările cadrelor didactice care s-au implicat în formarea acestui grup. Este
un lucru extraordinar pentru Horezu. Ați auzit și dumneavoastră de after school în orașe mari, nu știu ce, la Horezu after school. După școală. După școală. After înseamnă după și school înseamnă școală. Deci este un program educațional pentru părinții care au servici, pentru părinții care nu au prea mult timp pentru copii și să se ocupe cineva de acești copii. Cei care nu își dau copii, nu aleg varianta aceasta, ce aleg? Varianta copiilor care stau în față cu telefonul și cu calculatorul, devin autiști, devin țăcăniți la cap, devin nebuni pentru că ei nu știu decât atât, capul în televizor și în calculator și în telefon. Doamna Mioara, să vă dea Dumnezeu sănătate, cadrelor didactice și cadrelor... Mămici cu suflet, care au înțeles ce înseamnă importanța timpului liber al copiilor. Și acolo se fac și lecții, se fac și activități extrașcolare, se mai și mănâncă, se și doare. Iar eu am destul timp la dispoziția părinților și doamnei noastre educatoare care are rang de învățătoare, unde reușim ca împreună cu ei să ne deschidem sufletul și să fie nu încorsetați să-și facă teme, ci plăcere, da, și de voioșia în care trăiesc, în copilăria cu adevărat fericită în care trăiesc. Nu am decât să le mulțumesc de acasă mea, atâta timp cât am asărată, fără baba, a zis că trebuie de apărat să fie un sprijin pentru altcineva, dacă eu am mai putut să o sprijin pe mama. Și din punctul meu de vedere, cred că facem cel mai bun lucru pentru ei. Așteptăm și pe alți copii care au nevoie de noi, însă ei să spună dacă le place și părinții cărora noi suntem sprijin. Noi acum vă mulțumim din suflet, părinte, vă dă Dumnezeu sănătate și putere și vă așteptăm la noi orice ori doriți. Mai facem și câte o educație religioasă acolo. Am fost acolo, am servit masa, și eu cu copilașii, și nu că am fost o de față. Era obiceiul casei și al educației tatăl nostru. Rugăciunea înainte și de... Și îngerașul. Și îngerașul. Da. O rog pe aici, de aici să vă rog ca să mergeți. Nu, tatăl așa, tatăl rog. Doamna Thank you.